Iubiți frate și srod dragi prieteni Cuvântul Dumnezeu, vă salutăm din nou la emisiunea Cuvinte Vii. Și de data asta l-avem invitat pe fratele Andrei Croitoru, partea a doua, vorbind despre lucrarea sfințitoare a Duhului Sfânt în viața credinciosului. Frate Andrei, îți spunem bun venit din nou la emisiunea noastră. Bine v-am găsit! Am avut un profesor la Emanuel, amândoi l-am avut, uh -huh. și ne spunea cu privire la 1 Ioan, capitolul 5, îți dea un exemplu. Deci imaginați-vă să am un membru în biserică care a fost în lume, un bețiv și jumătate. Sunt tot la Dumnezeu, 20 de ani de zile au bine. Și la un moment dat, prietenii, hai bă, ce, și Isus s-a transformat apa în și cum simte mirosul ăla și iau o gură, uh -huh. s-a pus pe topogan și îi pare rău, ajunge până așa, iar să iar merge și plânge, iar, iar, iar. Și la un moment dat, deci, imaginativ, da? Deci mergem așa, dând drumul în imaginație. Ajunge în șanț, degerează de acolo în, în, șanț. Îl duce, familia îl găsește, îl duce la spital. Îi acolo, nu, no, rugați nu știu cum. Bun. Și eu sunt păstor, deci mă duc. Ce să mă rog pentru el? Ce nu știu ce să mă rog. Aș putea să mă rog, Doamne, te rog, vindecă-l, Doamne, și arată slava prin felul în care tu intervii, Doamne, și tot satul să vadă și apoi să fie o mărturie a harului tău că, da, sau poate Dumnezeu zice, nu, destul, mai bine le iau acum că se iară pică înapoi. Mm -hmm. Și decât să-mi facă numele, e un păcat pentru și Și care... va fi o mărturie și așa. Da. Și atunci este un păcat pentru care sunt... Să... Atunci cum trebuie să mă rog? Doamne, fie voia ta. Nu știu, Doamne, care e voia ta. Să îl vindești, Doamne, să-ți slava prin vindecarea lui? Sau, mai bine zic, Doamne, fie voia ta suverană, poate e mai bine să-l iei. Și atunci zice Ioan, zic, nu te ruga, că... Nu te ruga, vindecă că neapărat. Mai bine, Doamne, fie voia ta ca nu cumva o ăsta să cadă și să-ți facă numele, mântuiește-l capul în focul cu alte Da, da, uite, Asta că nu știm exact. Dar uite, Domnul Iisus Hristos știa, Fiul lui Dumnezeu, nu? Că petenia și desăvârșirea mântuirii noastre în fața celui mai important eveniment din istoria Universului, săvârșirea și cumpărarea mântuirii noastre, el spune, Tată, depărtează de la mine paharul. Știa el voia lui Dumnezeu, știa că imediat după aceea spune, tu ce -și fac cum voiești tu, nu cum voiesc eu. Facă-se voia ta, spune cu alte cuvinte, când cu ne-am învățat să ne rugăm Hai. în rugăciunea Tatăl nostru. Deci întotdeauna eu cred că trebuie ca să ai o rugăciune branșată la voia suverană a lui Dumnezeu, care nu ne este totdeauna clar descoperită, și atunci ești safe. Ești în siguranță, nu? Da, Dacă da. Cristos ne-a învățat și știa voia lui Dumnezeu, și tot susțin dorința mea, asta ar fi, nu? Dorința mea ar fi ca El să fie poate vindecat. Noi știm că sunt situații chiar când credincioși și zic, e atât de dificil ce se întâmplă, încât, deși sună rău, nu sună bine pentru noi oamenii, Doamne, cred că e mai bine să ia acasă. Și a fost o liniște pentru toată lumea când s-a dus. Nu că oamenii au dorit moartea. Da, da. Noi suntem credincioși, ne privim moartea și nu facem din asta o regulă, sigur, nu suntem macabri. Noi, nu, noi dorim să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, știi? Dar s-a ajuns la anumite situații atât de tensionate și de grele din pricina modului în care au ajuns anumite persoane, încât atunci când Dumnezeu a acționat, toți au răsuflat ușurați, știi? Au dat dreptate lui Dumnezeu. E mai greu să dai dreptate, știi, când ai 30 de ani sau 40 de ani. Mai mai un tată care să spună, frate Andrei, am șapte copii, cinci dintre ei sunt niște te chiar de niște șmecherași și am două fete bune. Una dintre fetele astea bune care nu mi-a întors o dată vorba a fost dirijoare de cor mama, cinci copii și la 30 și ceva de ani s-o bolnavit de cancer și o murit. Și ăștia șmecherași, ăștia că nu interesează de Dumnezeu, care nu m-au ascultat, ăștia bine sunt toți, bineînțeles că se bucură că sunt viață. Și zice, frate Andrei, cum interpretezi versetul ăla? Cinstrește pe tatăl tău ca să ai zile multe pe pământ. Și fata asta m-a cinstit odată nu mi-a întors vorba. Era în casa lui Dumnezeu. Și totuși, cum să pun porunca asta cu zile multe și fericite, uh -huh. când nu a fost vorba de un păcat, ci din potrivă, era ceilalți ăsta. Și pe ea, Dumnezeu a luat-o din mijlocul A5. Uite, aș... E o problemă existențială în care da, da. crize în viață... în La care nivel o... pastoral e foarte grea da, uh, da. întrebarea asta. Dar este una realistă? Trebuie... Da? Una care se întâmplă. Acum, eu aș pune asta pe o scară a priorităților. Cine are prioritate? Ea ca să trăiască zile multe pe pământ pentru că și-a respectat părinții? Sau Hristos care este gelos pentru copiii lui, pentru mireasa lui și pe unii vrea în prezența lui? Deci gândește că fata aia sau orice alt credincios în secunda în care a intrat în cer, în împărăția lui Dumnezeu, în prezența lui Hristos, va cunoaște niște lucruri despre persoana Domnului Iisus Hristos, permite termenul ăsta, va intra într-un extaz spiritual, în părtășiși comuniune cu Dumnezeu pe care noi oameni aici pe pământ nici măcar nu ne-l putem imagina, va vedea lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s au suit. Va fi într-o fericire de ne neconceput. Și eu pun asta în comparație cu ce? Ca să mai trăiască puțin pe pământ câțiva ani de zile. Știi, ca inima mea de tată să fie mângâiat. Eu înțeleg lucrul ăsta. Dar pe o scara priorităților, Hristos are prioritate numărul 1 și relația lui Hristos cu fata asta, cu sora asta sau cu sufletul acela pe care el l-a mântuit. El are prioritatea numărul 1. Dacă el spune, îl vreau acum cu mine. Îl vreau să fie acum cu mine. Vreau să intre în prezența mea. Vreau să fie în bucurie cu mine. Pentru ei acolo, dincolo, nici nu se mai pune problema asta. Ce-ai prefera? Să te întorci înapoi? Știi? Punem situația asta. Da. Nu cred că există vreun suflet care a spună da, aș vrea să mă mai întorc 10 ani înapoi sau 20 sau 30. Andrei, dăm voie să joc rolul de Gică contra. Cu siguranță. Să zicem, să zicem că eu sunt soțul acelei. Mm -hmm. da. mm -hmm. Și mă zic, da, frate Andrei, ai dreptate. Clar că ea acum cunoaște ceva, dar oricum ea cunoștea după 50 de ani, oricum lucrurile astea, dar Dumnezeu, mm -hmm. eu vorbesc din durere acum, mă, mm -hmm. mă pun Cu în, siguranță. așa. Cu Așa. Dar Dumnezeu, dacă oricum știa că ea va ajunge acolo și probabil coroana de aur era mai grea, cum slujea așa asta, totuși nu au fost sensibil la cei cinci copilași care au rămas fără mamă, care cresc orfani, că oricum va ajunge acolo, mm -hmm. metafizic vorbind dincolo, dar mm -hmm. aici mi-au dat cinci copii și eu cum fac acum, domestic vorbind, da, unde da. e sensibilitatea lui Dumnezeu cu privire da. la asta? E normal să spun asta în durerea. A cu... corect. Deci, dar noi știm că pe termen lung, în trecerea anilor, Dumnezeu este tată orfanului, este tatăl văduvei, este tată celor rămași fără părinți. Eu cred că oamenii aceia, credincioși fiind, încrezându-se în Dumnezeu, vor vedea mâna lui Dumnezeu cum sunt ferm în credința bazată pe promisiune repetate ale scripturilor, și din Vechiul Testament, și din Nou Testament, că vor vedea mâna lui Dumnezeu, cum o familie obișnuită nu o vede. Și spun lucrul acesta dintr-o altă perspectivă. Eu am crescut într-o familie de 9 copii, soția mea într-o familie de 11 copii. Și, soția mea, 9 copii. și noi am văzut atât de multe familii în jurul nostru. Nu vreau să spun că ele nu l-au experimentat pe Dumnezeu, dar sunt niște lucruri care au fost rezervate pentru noi. Și noi știm că ăsta este adevărat, au fost rezervate pentru noi. Dumnezeu mi este martor. În tot parcursul vieții mele de până acum, la 36 de ani, niciodată nu mi-am dorit să fi fost într-o familie cu doi copii sau cu un copil. Eu nu sunt că sunt inferioare familiei respective, dar Dumnezeu a rezervat pentru noi niște lucruri extraordinare. A fost visul meu să am o familie mare. Niciodată nu am fost traum, sim cu traume și, cred mă am avut perioade de sărăcie cumplită. Nu am nicio frustrare, nu am nicio traumă. Modul în care Dumnezeu a lucrat în familia noastră în perioadele acelea a fost extraordinar. Aș putea să scriu cărți, aș putea să povestesc ani de zile lucrurile acestea, da? Din nou, eu nu pot să spun cu privire la familia asta specific ce se va întâmpla. N-am cum să știu mm. ce se va întâmpla. N-am cum să le vând gogoși, să le vând promisiuni da, ieftine, dar avem niște promisiuni clare ale scripturii și eu aș putea să-i spun uitându-mă în ochi, bazându-mă pe Cuvântul lui Dumnezeu și tremurând în mine însumi. Știind ce trăiesc cu oamenii, ăștia, eu după trei zile tânjesc după copii, vreau să-i văd înapoi, mi-dor de ei de nu mai pot, știi? Dar aș putea să-i spun, cu siguranță bazându-te pe Cuvântul lui Dumnezeu. Întărește-te, încrede-te în Dumnezeu pentru tine și pentru copiii tăi. Da? Și vei vedea mâna lui Dumnezeu într-un mod extraordinar. Extraordinar. Atât aș putea să-i spun. Este o tăcere pe care trebuie să o ai în fața suferinței, să este adevărul. Nu poți să decât cu Cuvântul lui Dumnezeu. Altceva tu nu poți să-i spui. Cred că unul din pericolele cu privire la problemele astea a suferinței este să te orbit doar de un singur verset. Uh -huh. Nu? Să-și cinstește și vei avea zile multe. Păi vezi, Doamne, să stai într-o ceartă cu Dumnezeu pe baza unui singur verset și să nu Correct. vezi că revelația este și selectivă și progresivă. Și Dumnezeu descoperă un adevăr de-a lungul întregii Sfintele Scripturi. Menționam mai devreme și ăsta a fost un răspuns, nu știu cât de viabil e pentru acel tată, am zis, pierde cel neprihănit și nimănui nu-i pasă, dar din pricina calamității, răutății, din pricina ceea ce vede Domnul că vine și nu cumva să-și pierde răsplatere până acum, îi luați cel lipit. Să nu vadă, să se culce în culcușul lui în liniște, zice Isaia 5.7. 7 uh -huh. Și atunci e versetura, dar îl pui și lângă celălalt. Sau ne gândim la Benjamin Warfield, nu? Marele teolog Warfield care s-a căsătorit cu Annie, soția lui, și în luna de miere soția lui a fost trăsnită și următorii 39 de ani neprogramați i-a rămas parezată de în jos. N-a vindecat-o Dumnezeu. Da. Și cineva a întrebat cum ai putut să rămâi lângă ea 39 de ani, în o legumă, care nu te-a putut uh, împlini ca bărbat. Cum ai putut să-ți păstrezi credința în Dumnezeu? Că nu puteai să ieși mai mult de două ore din casta, atâtea de dependentă era de tine. Și el a dat un răspuns care a rămas în istorie. Și o zice, m-a făcut să rămân cu mintea întreagă și cu credință puternică în Dumnezeu? Au fost romane 8 cu 28. Toate lucrurile. Și când zice Biblia toată, inclusiv gafele, păcatele, paralizia, orice, dacă îl iubesc pe Dumnezeu, Dumnezeu în economia lui le știe învârti în mm -hmm. așa fel încât să lucreze pentru un bine veșnic al meu, care eu nu-l văd acum, eu văd 5 metri înaintea mea. Dumnezeu vede 5.000 de kilometri. Și așa cum e zis, mă abandonez. Mm -hmm. lui Dumnezeu. Chiar dacă nu înțeleg, Doamne, Tu nu dai cu zarul, Tu ești în control. Și trebuie să recunoaștem că există lucruri la care Dumnezeu are dreptul să nu ne răspundă. Corect, Corect. Și simplu și atunci. Indiscutabil. Clar, Dumnezeu rămâne drept și bun, chiar dacă nu înțeleg cum, dar nu vreau să intru în răzvrătire. O okay, și eu cu o istorie pe care am auzit-o, soția lui totuși a rămas uh, într-o stare vegetativă, nu știu dacă vegetativă, dar sigur nu, nu mai recunoștea, deci nu mai știa după un accident, nu mai știa cine este el nu. și a trebuit să aibă grijă de ea, nu știu, zeci de ani de zile, foarte mult timp și v-a întrebat ce sens are să ai tu grijă de ea? Pentru că o poți duce undeva, nu cu o abandonezi, pentru că ea nu te mai cunoaște, unul că nu te mai poate împlini, nu te poate ajuta, nu poate face, ea nu mai este o soție, nu poate să fie soție, nu poate să fie mamă. De ce mai stai lângă ea dacă ea nu te recunoaște? Și el a zis, ea nu mă recunoaște, dar eu o recunosc. Hmm. Știi? E soția mea. Da, a fost o legătură acolo atâta de tainică și de profundă. Eu nu cred că astfel de persoane n-au avut întrebări, n-au avut dileme, n-au avut dubii, n-au avut perioade de cădere și așa mai departe. Dar vezi, trebuie să pornim de la o viziune teocentrică asupra existenței umane, știi? Hmm. de sus în jos. Că dacă stai cu capul în pământ, în cenușă și în tot ce se întâmplă pe pământul ăsta, te distrugi mental, deci te distrugi psihic, mental, social, te distrugi și fizic. Deci ajungi și te distrugi complet. De asta, într-un fel, vezi, noi suntem oameni cu capul în cer și cu picioarele pe pământ. Adungem viziunea cerului pe pământ, nu asta facem. Vie împărăția ta precum în cer așa și pe pământ, fac să vă uita precum în cer așa și pe pământ. Venim cu mentalitatea cerească, cu trăirea cerească, cu gândurile cerului, cu valorile cerului și ajungem să le implementăm pe pământ ca să facem țara cu putință de locuit altfel nu putem rezista. Eu cred că cei cu teologia prosperității vor avea un timp foarte greu dacă ar trece printr-un necaz, pentru că ei spun dacă ești copil al Dumnezeu, boala nu trebuie să fie sărăcia în niciun fel, totdeauna sus, niciodată jos. Deci eu cred că teologia prosperității nu e greșită în ceea ce zice. Eu cred că e greșită pentru că nu zice tot. Da, Dumnezeu binecuvântă. Problema e că nu zice, da, în lume veți avea necazuri. Îndresniți-o în lumea. Unii au fost tăiați în două cu ferăstrăup în credință. Nu numai tot prin credință tot au putut credință. să suporte. Exact. Și atunci, cei care vă numai totul roz, 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 și vine dintr-o dată o încercare a credinței, ei, atunci ce o să fac? O să răzvrătească, înseamnă că ori nu ești copil al lui Dumnezeu, ori nu ai credință. Da. Una din Auzi, două. ca să te pună ăștia într-un cazan de ulei și să te fiarbă de viu până mori? Îți trebuie credință ca să te și să nu hulești, nu crezi? Da. Da, mare credință. Eu zic mm. că îți trebuie mai multă credință decât să conduci un Rolls Royce, nu crezi? <laughs> Eu cred că îți trebuie mai mare credință, știi? în suferința aia cumplită, care îți ia mințile, poate, ți-ar lua mințile, îți trebuie credință. Biblia spune, dacă ai credință cât un bob de muștar, zi muntelui să plece și să mută. Domne înseamnă că dacă tu te rogi să fie vindecat și nu se vine, că înseamnă că nu ai credință. Cum interpretezi asta? <cute> Mi se pare măcelărie la nivel pastoral asta, să te duci să-i spui cuiva care este deja în suferință, care poate este pe moarte, poate urmează să-și îngroape copilul cior, și tu sau... să spui da. Va fi în, căr în cărucior toată viața și tu mereu să-i spui tu nu ai credință, tu nu ai credință. Știi cum mi se pare mie lucrul ăsta? Noi ca unii care credem că Dumnezeu vindecă astăzi, că Dumnezeu face minuni, aparte de vindecări, da, noi trăim în lumea lui Dumnezeu. Lumea lui Dumnezeu nu este guvernată doar de legile naturale puse de Dumnezeu. Lumea lui Dumnezeu e guvernată de Dumnezeu. Biblia ne arată că el face cerboaicile să nască, el înverzește iarba, el e implicat în absolut orice, el face ce vrea el și el face minuni. Dar de aici și până la solicita lui Dumnezeu ca să intervină totdeauna, Mod pe mecanic. baza unui verset, da, mecanicist, cumva au devenit niște promisiuni mecanice, mă face să mă gândesc la ispitirea Domnului Isus Hristos. Un pasaj pe care noi l-am studiat cu biserica recent, unde a venit satana la Domnul Isus Hristos și știi că i-a citat o promisiune în psalm. Asta mi-a Deci aici se vede perversiunea extraordinară a diavolului. Domnul Isus la prima ispitire îi răspunde cu Scriptura. Și parcă satana zice, a, ne batem în versete? știu și eu scriptura și cred că dacă este vreun teolog care știe scriptura, acela este satana. Numai că el știe scriptura, dar o folosește pentru interesele lui. Și apoi vine și citează din psalm și spune, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos că ce este scris. Și citează, el va porunci îngerilor să-i să, să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo Ăsta Asta este un miracol. Asta este o minune. Oare te va lăsa Dumnezeu? Tu aruncat de pe templu, să te lovești tu, Fiul lui Dumnezeu. Tu nu ești un om oarecare, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Nu asta a spus la botez Dumnezeu despre tine. Că acesta este filmul meu proibit în care îmi găsesc plăcerea. Cu siguranță nu te va lăsa, cu siguranță se va împlini referitor la tine psalmul acesta și nu avem promisiune în psalm? Sigur că o avem. Doar știi că satana adaugă ceva acolo. El scoate din context. noi discutăm foarte mult despre scosul din context. Satana scoate din context și îi spune, aruncă-te. Biblia nu spune niciodată Că dacă tu te vei arunca, Dumnezeu va trimite îngerului. Nu te pe Domnul. Da, asta înseamnă ispitirea lui Dumnezeu. Nu spune asta. Textul este în scriptură. Dar dacă te uiți în context acolo, dacă vei trece prin ape, dacă vei trece... Deci când am ajuns într-o situație pe nu te în te care Dumnezeu m-a Dumnezeu dus în fața Mării Roșii, El m-a împis acolo până în fața, aproape că cal cu picioarele în apă. El m-a adus acolo. Nu, El mi-a spus să iau calea asta Corect. și mi-a spus că mă va salva atunci solicit promisiunile lui Dumnezeu. Atunci vin în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Atunci, da, pot să liniștesc poporul și spun, stați liniștiți, că uite ce se va întâmpla. Da? Dar când am promisiuni generale, aici este distinția, când am promisiuni specifice, ele se vor împlini 100%. Când am promisiuni generale, ele pot să îi solicit lui Dumnezeu un răspuns pe baza celor promisiuni generale întotdeauna, că tot am discutat despre lucrul acesta, făcând apel la suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. Tu nu-L poți prinde pe Dumnezeu cu o promisiune de-a Lui într-un laț. Clar. Și să-L pe Dumnezeu să facă un lucru sau altul, nu poți. <fie> Interesant că atunci când Isus a fost ispitit de Satana în cele 40 de zile, el tocmai venise de la Botez, unde s-a da. auzit, și când Satana îl ispitește Isus, nu merge la experiență. Nu zice, satanul, tu mă ispitești, dar tu nu știi ce o zis tata, despre Hai mine. Hai să ne întoarcem zi zis... la experiența de, de mai înainte. El nu acționează împotriva <coughs> diavolului cu experiența, ci cu cuvântul. Exact. Cât de important este să pun cuvântul înainte experienței? Cu exegeza. Exact. Îi face exegeza zice, ce? da, da. Diavole, da. da, tu n-ai fost acolo când au zis, tata, ești fiul meu prea iubit și tu îmi spui mie că dacă ești fiul meu, păi tu n-ai fost acolo. Iisus nu se duce la experiență. Și asta trebuie să intre în mintea noastră. Cuvântul trebuie să fie baza, să fie înainte experiență. Experiența să se alinieze cuvântului. Că dacă nu, sentimentele și experiențele pot fi foarte înșelătoare interpretate de ce rău. Corect, corect, corect. Și interesant că Domnul Isus Hristos, după ce el citează din Biblie, Domnul Isus nu zice, oh, am intrat pe un teren minat. De asemenea, dacă el citează din Biblie, înseamnă că nu mai putem juca cu Biblia. Nu! Domnul Isus Hristos, cu alte cuvinte, spune, el citează din Biblie, dar citează prost din Biblie. Și îi voi cita corect din Biblie. Știi că se spune despre sola scriptura, numai scriptura, și Domnul Iisus Hristos face toată scriptura cu el, adică toată scriptura. Și mai citați în context. Zice, nu se leagă cum ai interpretat, nu se leagă de versetul ăsta următor, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Știi? Mi se pare extraordinar. Dar faptul că cineva îmi folosește arma mea greșit nu înseamnă că eu nu mai pot folosi. Înseamnă că eu trebuie să arăt lui cum să folosește arma asta. Și dacă cuvântul lui Dumnezeu este o armă în suferință, pentru că satana își va trimite, atunci cum spune Efeseni 6, săgețele lui arzătoare. Dumnezeu vrea să mă sfințească, El vrea să mă doboare. Am vrut să vorbim și vreți să vorbim despre sfințire și am vorbit foarte mult despre sfințire în suferință. În suferință, Pentru că, așa vrut, Dar hai să spun, e realitatea noastră de fiecare da, zi. Da. Unii dintre noi poate nu trecem prin suferințe crunte, dar în fiecare dimineață te trezești cu nu știu ce fel de dureri, și zici, bun, eu cum fac? Eu mai pot să fiu un creștin vesel dacă eu voi căra? Asta zic doctori, a, asta o car cu tine până la 80 de ani. Bun, dar asta nu e o bucurie pentru mine că o car până la 80 de ani. E o bucurie pentru mine că pot trăi 80 de ani cu necazul ăsta, dar nu e o bucurie pentru mine că un car lucrul ăsta până la 80 de ani. Dar va deveni o bucurie dacă Domnul mă va vindeca și va hotărâ să rămână așa, va deveni o bucurie dacă când toate lucrurile lucrează sub mâna lui Dumnezeu, spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și aș vrea să fac o mențiune aici, ca, ca, să nu fim înțeles greșit, poate Toată sfințirea noastră, fără excepție, cum am spus deja, este prin Duhul Sfânt. Toată sfințirea noastră. Da. Deci sunt oameni care în suferință au reacționat extrem de grotesc și de urât, extrem de, de rău. De aceea tu ai nevoie de Duhul Sfânt. Doar Duhul Sfânt te poate sfinți. Doar Duhul Sfânt te poate sfinți. Și uite când Biblia vorbește despre mântuire, zice că, de exemplu, Tit zice că am fost mântuiți prin spălarea nașterii din nou și noirea făcută de, de Duhul, Duhul Sfânt. Acurio e o noire, aia e începutul sfințirii, este o lucrare extraordinară de renovare a sufletului nostru prin Duhul Sfânt. Pavel se roagă ca Duhul Sfânt să ne întărească în omul din ca Hristos să locuiască acolo. El vine și face curățenie în casă, Hristos nu vine și locuiește în locuri murdare. Deci trebuie să existe, sau spune că am fost mântuiți prin sfințirea Duhului. Deci primul lucru care se întâmplă în viața ta când Dumnezeu te mântuiește pe lângă aspectul legal, că ai fost socotit neprihănit, da, iertat de păcatele tale, pus într-o poziție corectă înaintea lui Dumnezeu, este că El renovează casa ta lăuntrică dar renovează viața ta și modul în care se întâmplă asta nu este doar că sunt pus deoparte, cum spunem noi, sunt pus deoparte. Nu avem metafora trupului nostru care este templul Duhului Sfânt. Da? Asta e un vas a templului, mădulare, zice, pus în slujba neprihănirii. S-a luat trupul meu, s-a pus deoparte. Nu este doar asta. Este o curățire reală, lăuntrică, pe care o face doar Duhul Sfânt. nu te poți curăți de poluarea păcatului. Tu nu poți să ieși de subdominația păcatului. Da? Tot începe prin Duhul Sfânt și după aceea se continuă tot prin Duhul Sfânt. Nu numim noi doctrina aceasta sfințirea progresivă? Păi sfințirea este lucrarea Duhului Sfânt. Da, Pavel spune, vorbind despre sfințire, folosind tot imaginea mântuirii, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremură. Zice că aș până acum, numai când sunt eu de față cu atât mai mult în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi. Nu zice doar că îți dă de la distanță Dumnezeu pe farfurie. Servește, te rog. Nu zice lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Deci eu în de sfințire nu mă pot lăuda cu nimic înaintea lui Dumnezeu. Cu absolut nimic. Dumnezeu lucrează Sfânt în viața mea. Face și nașterea din nou, și e sfințirea, dar și glorificarea Fără discuție. nostru. Tot prin Duhul Sfânt va Fără fi și discuție. Eu sunt fascinat în Scriptură de nivelul până la care se duce Duhul Sfânt atunci când ne sfințește. De nivel. Uite, îți citez exemplu din 2 Tesaloniceni 1 cu 11. Zice, de aceea ne rugăm necurmat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednic de chemarea lui și auzi cum spune. Să împlinească în voi sau să lucreze în voi cu putere, cu puterea lui, nu a noastră, orice dorință de bunătate. Deci nici măcar dorințele pentru a face ceva bun. Nu ce sunt produse de noi. Ele așa. sunt o lucrare a Duhului Sfânt în viața noastră. Și apoi spune, orice lucrare izvorită din credință. Oamenii ăștia au deja credință. Acum să roagă pentru lucrări care izvorăsc din credință. Vezi, Duhul Sfânt trebuie să intre în credința noastră în care este sămânța și El trage sămânța din interior în afară. Altfel am o credință moartă. El trebuie să lucreze acolo ca credința mea să dea roadă, ca să dea fapte. Ca așa spune aici, eu, să împlinească orice lucrare izvorită din credință. Jim Dobson, dacă nu mă înșel, spunea, că unora Dumnezeule de credință ca să mute muntele. Da, și se întâmplă minune. Dar altora Dumnezeule dă credință ca să treacă peste munte. Da? Adică, da, Dumnezeu poate să-ți ia suferința sau bătălia sau așa, dar unora Dumnezeule de credință ca să treacă prin suferință și Dumnezeu să-și primească slava prin suferință. David Wilkerson, dacă nu mă înșel, spunea, dacă ești într-o bătălie spirituală și tu zici, Doamne, scoate-mă din cuptor. Deci, ok, Domnul te poate scoate, dar dacă te scoate acum când vrei tu, că te doare, mm -hmm. ești mai dependent de Hristos din cuptorul ăla. Dar care, care e scopul să te scoate? Scopul nu este fericirea ta, în primul rând. Scopul este sfințirea ta, asemănarea cu Hristos. Și dacă te scoate Dumnezeu acum și nu produs în tine dependența aia mai mult de Isus Hristos, atunci ce folos să te scoate? De aceea, pe unii Dumnezeu îi ține în anumite cuptoare, or să-și arate slava, or să investe dependența, ori să producă în ei greață față de păcat, dacă e vorba, uh -huh. o disciplină părintească, da? Uh -huh. Dar Dumnezeu ne dă credință. Ori mută muntele, ori să trecem peste munte, uh -huh. dar Domnul este cu noi. Da. Slăvit să fie Domnul. Eu aș recomanda, tot referitor la suferință și sfințire, pentru că Biblia le pune împreună, aș recomanda ascultătorilor noștri să citească în oglindă 1 pentru 1 cu 2 pentru 1. Deci, prima epistolă lui Petru, capitolul 1, cu a doua epistolă lui Petru, capitolul 1, pentru că ambele vorbesc despre mântuire. Despre începutul mântuirii, progresul mântuirii, sfârșitul mântuirii. Vorbind despre partea de la mijloc, a doua fază a mântuirii despre sfințire, Petru zice, voi sunteți în timpul ăsta păziți de puterea lui Dumnezeu. Sunteți în prezent continuu prin credință, că avem deja credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Asta e faza finală. Deci în prezent suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Deci, ce am nevoie să fiu păziți de puterea lui Dumnezeu? Și se duce la suferință și zice, în ea voi vă bucurați mult măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Dumnezeu încearcă multe lucruri. De ce? Pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Hristos. Vezi că el mereu leagă procesul sfințirei de slavă, procesul sfințirei de glorificare, mereu. Și spune dacă trebuie, pentru puțină vreme, prin felurite încercă, Dumnezeu încearcă tot, te pune prin tot felul de situații și totul are de-a face cu credința. Zice, este mai scumpă decât aură lucrul ăsta. Deci dacă cineva ar veni să basculeze la tine un tir de aur și ți-ar spune, îți dau tirul ăsta de aur, dar ca să alegi să treci prin suferință în cadrul căreia Dumnezeu te modelează pe tine și îți modelează credința și o să o face mai tare. Pentru că când Scriptura spune despre încercarea credinței, Biblia vorbește despre credință ca sursa tuturor virtuților noastre. Din credință iasă toate lucrurile. Credința este dependența mea de Hristos, încrederea mea în Hristos, legătura mea cu Hristos. În momentul în care eu sunt legat de Hristos și credința asta este încercată, ea produce tot felul de roade și de lucruri bogate. Tu ce ai alege? Să treci prin suferință, ca să ai o credință încercată, care să dea roade extraordinare sau să iei, ca așa spune, că este mai prețioasă decât aur. Și te duci la 2 Petru, capitolul 1, unii nu îți mai spune nimic de suferință. Nu că au scăpat de suferință, și îți arată o altă dinamică a Sfințirii. Și zice, de aceea dați-vă și voi toate silințele. Și știți textul. Să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de fras și iubirea de oameni. Și spune așa, fii atent, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește și aici este secretul. De plina cunoștință a Domnului nostru Isus Hristos. Cineva întreabă, bun, cum credința mea în suferință este testată, încercată și de roadă? Îți spune 2 pentru capitolul 1 prin cunoștința Domnului nostru Isus Hristos. Când treci prin suferință, frate, încercați, zice, în felurite moduri. ai impresia că câteodată că s-a terminat una, începe alta. S-a terminat cu copiii, începe cu boala, începe cu mașina, începe cu, bani, Zici, măi, nu, nu se mai termină odată. Probabil că nu. Și ce face Dumnezeu? Secretul este să-L cunoști pe Domnul Isus Hristos. În situația asta să privești la El și să spui cum a făcut Hristos, cum s-a purtat Hristos, cum a reacționa Hristos, cum a vorbit Hristos. Și făcând lucrul ăsta în suferință, în tine va începe să se, fără să-ți dai seama, să se prelucreze înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni și așa mai departe. Virtuțile acestea încep să se nască în tine Duhul Sfânt, nu are cum să lucreze roada lui în tine fără Hristos. El de fapt ăsta e scala podul. Ăsta este tiparul. Ești față în față cu Hristos. De asta Pavel e disperat la un moment dat când spune Cine va fermecat ca să nu mai veți înainte ochilor voștri pe Hristos zugrăvit? Eu asta am venit și asta v-am zugrăvit eu înaintea ochilor? Ăsta a fost desenul pe care vi l-am pus Ăsta e portretul pe care eu l-am pus înainte? Cine va fermecat? Asta este dorința suprema a diavolului. Dorința suprema a diavolului este să-ți pierzi ochii de la Hristos. Și să avem de-a face cu o morală creștină la și să nu fie centrat pe. Dar aia nu este Iisus. virtute. Atenție, da. aia nu da. este roada Duhului Sfânt. Și aia nu ține. Îți dai seama că aia nu ține. Morala nu ține. Morala este o chestie unei circumstanțială pentru care îți pui tu e poliți. Bă, am reușit da. să fac asta lucrul ăsta. Garateni, nu da. cu legalismele lor, nu? Da, da. legi, legi, legi și Hristos nu era nicăieri. Da, da. Nu mânca, nu lua, nu gusta, s-o tăiat în prejur. Este ușor de făcut. Până la urmă urmește. -i? Da. Și asta e pericolul și în România. Să da. scoatem pe Hristos din imagine și să avem regulile noastre omenești. Da. Frate Andrei, nu știu când te mai prind pe aici în Oradea, ești la master, mă bucur că, într-un mod providențial, n știu că ești aici, te-am sunat și chiar era aici de la Domnul. Da, Vreau siguranțe. să sigur, o întrebare și vorbeam cu tine și ieri la telefon despre, așa în câteva cuvinte, despre depresia spirituală. Adică vorbeam despre John Banian care a fost hărțuit de ce rău cu anumite gânduri, că nu mai e mântuit, că nu scăpa de anumite gânduri, Chiar în jurături, blasfemii de el nu le voia și venea ca un iagara peste mintea lui. Oamenii ăștia sunt mântuiți. Cum sfătuiești un om care se luptă cu gânduri care nu le vrea? Vrea să le biruiască și stă într-o stare de apăsare. Vorba rog, lui ne John, depresie spirituală. Dar foarte bună cartea, La m-am gândit. Da, e una dintre cele mai bune. Și John Piper o recomandă. Cum ajută tu un băiat, o fată care se luptă cu gânduri murdare? Murdare! Chiar cu hule, poate, împotriva lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt, care nu le vrea? Și pur și simplu vin ca un și se simt sau tot felul de mizerii, dar ei iubesc pe lui. ei vor să scape și nu pot. Cum îi sfătuiești? Uite, îi sfătuiesc cu două experiențe. Te rog. Una recentă cu băiatul meu de 8 ani, care merge pe 9 ani, dacă îți vine să crezi, Satana îi atacă și pe ei. Băiatul meu a avut o perioadă, nu știu, de zile, săptămâni, de neliniște, de frustrare, de supărare, era recalcitrant, rebel, neascultător, el de fapt avea o problemă spirituală. Și într-o sâmbătă seara, când am citit din scriptură, obișnuit cum citim noi seara, pregătindu-ne pentru duminică și le citeam despre cum ar trebui să petrecem ziua Domnului, el a început să spună, tate, a început să plângă, unul din băieți sau, da, unul din băieți a dormit, cel mai mic, a început să plângă și spune, toate, vreau să spun ceva, dar mi rușine, mi teamă. Eu am fost lângă el, am spus, poți să-mi spui absolut orice. Și a început să spună, îmi gânduri în minte că Dumnezeu nu există, îmi vin gânduri în minte, în jurături, lucruri urâte despre. Dar să zic pe mintea unui copil, pentru da. că el nefiind de expus, dar pentru el erau îl terorizau, îl chinuiau, i-au distrus câteva zile sau săptămâni. Nu știu exact că nu care? am verificat, nu am fost foarte atent. Și am început să vorbesc cu el, m-a rugat cu el, am citit din Scriptura, am discutat despre existența lui Dumnezeu, despre profes, despre cum s-a împlinit Scriptura și așa mai departe și am spus gândurile astea, un lucru pe care le-am spus și a dat eliberare în seara respectivă a fost gândurile astea care vin în mintea ta, sunt de la deavolul, nu sunt de la tine. Tu ești un copil. Tu ești un copil, te joci cu mașinuțe, încă te joci cu mașinuțe, te joci cu Lego și lucrurile astea. În mod normal, nu are cum din mintea ta să nască lucrurile astea la adresa lui Dumnezeu. Ăsta este diavolul și trebuie să faci diferență dintre gândurile tale și gândurile diavolului. Ăsta a fost un lucru pe care l-am spus. O altă situație care s-a întâmplat este cu o persoană aflată pe patul de spital, mai mică decât mine, și fiind sedată foarte puternic, a început să vină o avalanșă de gânduri murdare. Și mi-am dat seama că din cauza sedativelor, dar era îngrozită persoana asta de gândurile astea, avalanșa asta care vine și nu mai putea să o controleze. Și a strigat, Doamne, dacă vrei, ia-mi viața, fă ce vrei tu, dar eu nu vreau să mai fiu în stare asta. Și că la un moment dat a simțit ca om, zice, n-am văzut pe nimeni, n-am auzit nimic, o pace și o mână care s-a pus pe capul meu și mi-a dispărut instantaneu toate gândurile astea, m-am liniștit și am adormit. Dar urma operat și așa mai departe, era susedative sedative extraordinare de puternice, care duc la halucinații și chestii genul ăsta, dar să nu credem că satana nu profită de momentele astea de slăbiciune. Mm. O, cât profită el de lucrurile acestea. Deci un lucru pe care l-aș spune este un apelează la Hristos în toate situațiile astea. Vei experimenta pe Domnul Isus Hristos. Poate El te va lăsa să treci printr-o perioadă și te vei agăța de El extraordinar. Unele persoane au trecut prin situații astea pentru că s-au expus unor lucruri. Și aici trebuie să fim atenți. S-au expus unor lucruri, unor materiale. Au deschis anumite uși și satana nu a început să-i posede dacă sunt copiii lui Dumnezeu, dar a început să-i hărțuiască. Mm. Să se folosească de lucruri pe care le-au văzut și să le tulbure liniștea, știi? Și trebuie văzut și aici, foarte mare atenție, închide toate porțile, toate ușile și nu permite diavolului să te hărțuiască. Nu va ajunge să te posede, dar îți va strica liniștea, degeaba, da? Și ajunge să te chinui, să crezi că nu ești copilul lui Dumnezeu și așa mai departe. Și un alt lucru pe care l-aș spune este, trebuie să faci diferență, că sunt persoane, oameni cum trebuie, oameni credincioși, știi? oameni care nu s-au expus la niciun fel de materiale murdare și totuși experimentează, poate blasfemii la adresa lui Dumnezeu, poate gânduri murdare, da, gânduri sexuale de tot felul, grozăvii pe care nici măcar nu le-au văzut și care le năpădesc mintea, aș spune acestor persoane, trebuie să conștientizezi, să faci diferența care sunt gândurile tale și sunt gândurile diavolului. Eu, personal, care am trecut printr-o experiență ca lui John Bunyan, de gânduri blasfemiatoare la adresa lui Dumnezeu, chiar la începutul vieții mele de credință, când și știu de ce m-a atacat diavolul atunci, pentru că nu aveam nici un fel de pregătire. Nu știam cum să mă apăr. Știi cum am fost eliberat? Exact ca John Bunyan. Am ajuns să înțeleg mai bine doctrina neprihănirii prin credință. Am zis, eu sunt acceptat înaintea lui Dumnezeu. Orice ar trece, mântuirea mea nu este în capul meu. Mântuirea mea este Hristos. Și cred că am citit la cineva, nu mai știu exact de unde am luat ideea asta, poate din Depresia spirituală la Martin Lloyd Jones, că citeam foarte mult pe Martin Lloyd Jones atunci și pe toți, nu mai știu exact, nu vreau să spun că este o ideea mea pe personală. depresia spirituală. Da. M-am așezat pe adevărul să și am spus, Doamne, dacă tu vrei ca un copil, exact așa a spus. Acum nu știu dacă m-aș mai ruga exact așa. Doamne, dacă tu vrei ca un copil al tău să gândească lucrurile astea, asta este treaba ta dar eu știu că sunt acceptat înaintea ta, Hristos a murit pentru păcatele mele, eu nu vreau să gândesc lucrurile astea, eu îmi umplu mintea cu cuvântul tău, cu cărți creștine, eu nu mai expun la lucrurile astea, eu nu știu de ce sunt hăituit în, în halul ăsta, de ce îmi vin blasfemiile astea în cap, eu te iubesc pe tine, cum eu te iubesc pe tine și îmi vin gândurile astea, eu nu am sens, eu schizofrenie spirituală aici. Nu știam să fac diferența între gândurile pe care le insuflă diavolul, între gândurile mele. Nu știam să gândesc foarte bine lucrurile, dar am gândit neprihănirea prin credință. Doamne, eu sunt acceptat de tine, sunt al tău, Rezolvă problema asta cumva. Că eu nu știu ce să fac. Domnule, am primit o eliberare extraordinară. Și un lucru pe care le-am spus copilul meu, pe care eu l-am auzit. Și mi s-a părut atât de simplu atunci, mi s-a părut destul de limitată imaginea asta. Dar atunci mi s-a părut foarte folositoare. I-am zis așa. Ciorile pot să treacă deasupra capului tău, dar tu poți să le lași să nu-și facă cu cuibul. Ce ori le pot chiar să facă anumite lucruri deasupra capului tău. Nu vreau să spun acum la radio. Dar oamenii știu că se întâmplă lucrurile astea, dar tu te poți duce după și să speli. Eu îți dau o, o situație. A venit cineva în familia noastră și a făcut o tulburare foarte mare. Și s-a tulburat toată familia. Noi suntem familie mare. Când ne tulbură, tulbură mult sau <laughs> Da, ule. Telefonii. Și am zis la un moment dat, am zis la un moment dat, măi, omul ăsta a venit și a deversat la noi în curte niște mizerie. Și datoria noastră să luăm lopețele și să scoatem mizeria afară. Să aruncăm în șanț sau undeva în, afară din curtea noastră și să-i liniștiți. Dacă noi vrem să mestecăm la mizeria asta lui, asta este problema noastră. Nu mai e problema omului respectiv. Ăla au stat poate jumătate de oră, poate 3-4 ore. la mine. S-au dat un telefon, e treaba noastră dacă noi mestecăm acum. Așa și aici. O trecut deasupra capului tău, s-au trecut în mintea ta, nu te focaliza. Ăsta este un pericol. Aș vrea să nu uite și mă bucur că la final nu te focaliza asupra păcatului. Nu te focaliza asupra gândurilor. Tu focalizează-te asupra lui Hristos. Mm. Eu am timp să tot precurechea la toate prostiile diavolului, toate minciunile lui, toate înșelăturile lui, toate blasfemiile lui, toate gândurile. Eu vreau să mă preocup cu Hristos, cu viața mea de sfințire, cu familia mea, cu biserica, cu evangelizarea, cu ce mi-a dat Domnul și ce ne-a dat fiecare dintre noi Domnul de făcut. De deci cred că sunt mai multe strategii pe care trebuie să le aplici și când e un ansamblu întreg de strategii, eu cred că vei ieși biruitor. Sunt în credința de lucrul ăsta. Elevi la mine și îmi spun, domn' profesor, îmi vin gândul de hul împotriva Duhului Sfânt, dar sunt fete și bezi deosebiți, deci care au vână spirituală. Uh -huh. Ce mai mulți au fost eliberați spunându-le următorul lucru. Tocmai faptul că te temi că ai hulit pe Duhul Sfânt este cea mai bună dovadă că de fapt n-ai pe Duhul Sfânt. Pentru că farisei cărora Domnul îi spune despre hul împotriva Duhului Sfânt, ei nu se temeau. Da. Adică ei erau niște încăpățânați, niște perverși, niște împietriți care chiar huleau lucrarea Domnului Iisus da. Hristos. Copiii ăștia amărâți, da. dacă îmi permiți în situația da, asta, da, că îi da, da, da. vezi, să exact atât de păsați și de nefericiți unii dintre ei, ei nu hulezi pe Duhul da. Sfânt. Are niște lucruri Când ale diavolului și da. diavolul asta face, scoate texte da. din Scriptură și da. spune, da. ai, huli pe Duhul Sfânt. Păi tu mai adus gândurile alea, exact. n-am hulit eu. Tocmai faptul că te te mai sunt copii la lui Dumnezeu. Este o dovadă că Duhul Sfânt e în tine și te frământă. Că Corect. dacă cu adevărat ai fi hulit pe Duhul Sfânt, tu nu mai vei gânduri de, Doamne, mai ești cu mine, Doamne, dar eu te iubesc, dar nu mai vei. E lăsat în voia minții tare blestemate și Corect. doi la mână și Biblia, oricine va rosti, nu oricine va gândi. Da. Păi tu n-ai rostit, tu n-ai vorbit cu răutate împotriva corect, tale. Corect. Tu, oricineva rosti, nu va. La gânduri, îți păsări, cum ai spus. Da, așa că zic, fii pe pace. Dar uite-te și în textul respectiv. În textul respectiv, farisei vreau să facă asta. Nu farisei au spus, m-am scăpat, am spus, chiar și un verbal. Am spus unul cu fără să vreau, Doamne, iar. Da, nu! Da, da. Acolo a fost. Mare Era o celitate. respingere da, clară a celei mai glorioase persoane din istoria acestei omeniri, Domnul Isus Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu, care era îmbrăcat cu Duhul Sfânt și făcea lucruri pe care nu le-a făcut nimeni niciodată. Despre asta vorbim, copiii ăștia. Ei, no nu sunt la o distanță infinită. Și poate ar trebui să ne rugăm și pentru păstori, frați și sorori care ne ascultați, pentru că, uitați-vă, cei mai dedicați oameni sunt cei mai violentați. Eu am fost cel mai dedicat om și a fost violentat unde? În copii. Și mă gândeam când ziceai tu de copilul tău, ca un atac demonic. Da, nu, asupra copilului tău tu dedicat lui Dumnezeu pentru sugerea care o faci, pentru adevărurile lui Dumnezeu, cum lupți. Și diavolul încearcă, dacă nu te da. poate ataca pe tine, ca la eu, l -a atacat copiii. Dar aici de... părinții sunt foarte importanti. Da. Eu spun, asta este o practică a mea, aproape zilnică, seară de seară, mă duc, le dau un sărut, chiar dacă au adormit, îmi pun mâna pe capul lor. Deci nu fac nicio chestie mistică, îți spun, da, cred da, da. în toate binecuvântările și promisiunile lui Dumnezeu. Și îl binecuvântez în numele Domnului Isus Hristos. Amin, amin. Asta am făcut atunci. M-a rugat cu el, am pus mâna pe capul lui, era treaz, și în numele Domnului Isus Hristos m-a rugat pentru sufletul lui, pentru mintea lui, pentru viața lui și e ceva ce Dumnezeu ne-a dat la îndemână. Eu cred că foarte puțin părinți fac lucrul ăsta. Și noi nu știm câtă putere este în legătura noastră cu Dumnezeu în rugăciune. Mai ales ca tați și preoți în familie da. să investiți cu autoritate din partea da. Duhului Sfânt și să facem asta pentru copiii noștri. aduc aminte că am fost la o emisiune cu fratele Andrei Croitoru, care este student la master, anul doi aici vlogger, un apărător al credinței creștine și frate Andrei mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația noastră și că ne-ai îmbogățit cu Tare a, atâtea am idei care mă rog să aducă zidire și pace celor care amin. trec prin suferință. Frate Andrei, dacă vrei să faci o rugăciune la sfârșit pentru toți ascultătorii radiovăților. Sigur. Tatăl nostru, ne rugăm pentru toți cei care ne vor asculta într-un moment sau altul, pentru oameni care trec prin suferințe, pentru oameni care, chiar tineri, copii, care au mintea lor umplut-o cu gânduri rele din partea celui rău. Te rugăm ca să le dai lumină cu privire la strategia pe care ei trebuie să o aplice împotriva celui rău și strategia pe care trebuie să o aibă în suferință să le dai gândul lui Hristos, cuvântul lui Hristos să umple inimile fiecăruia ca să avem o viață trăită cu eficiență înaintea ta, o mărturie bună înaintea oamenilor și relația noastră cu tine să fie una de calitate. Binecuvântează, te rog, pe toți ascultătorii noștri și am dori ca toți cei care ne ascultă în Marea Zi Glorioasă a venirii Domnului nostru Isus Hristos să se întâlnească și să ne întâlnim împreună și să ne bucurăm de Mântuitorul nostru. În numele Lui ne rugăm. Amin. Amin. Dragi ascultători, aici se încheie misiunea noastră, misiunea Cuvinte Vii. L-am avut alături de noi pe fratele Andrei Croitoru, care îi mulțumim din nou pentru această intervenție la Radio Voce Evangheliei și până la o nouă misiune vă dorim un timp mult binecuvântat alături de Domnul Isus. Amen. mean